Laudă, are
tine te dam ustrător nebuniei lui. Iar tu, Sfinte Părinte, de la masa învățătură dumnezeiești ca pe un râd care pădat, iar pe noi cu fărămiturile ortodoxiei, ne miluiește ca să stântăm ție. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nicolae, Israelul cel nou! Bucură-te, sabia scuțită care taine dumnezeirea! Bucură-te, întărirea credincioșilor! Bucură-te, omorârea celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ai luat Duhul Sfânt ca un porumb! Bucură-te, cel ce neci duhurile cele viclene în marea cea de foc! Bucură-te, porumbelul Domnului! Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, cel ce dăruiește celor legat slobozire! Bucură-te, cel ce ai legat restul cele fără de Dumnezeu! Pe Vasilea cel trăind și înaintea tuturor spunând minunile tale, pe care le-ai făcut cu dânsul Sfinte Părinte! Și minunându-ne am preamărit puterea ta cea dată ție de Dumnezeu, căci tu, Sfinte, ca un păstor, de grab alegi către ce te roagă pe tine și pentru toți te rogi lui Dumnezeu și stăpânului Regină, ca ai stâlpăr de rugăciune încetate către Dumnezeu. Dă-ne nouă sub umbra celor atotdeauna ne umbre, ca să grăim ție. Bucură-te, viețuitorule, locașul celui preanalt. Bucură-te, cel ce ai dat pe fiul ca mulțimea zeilor, mântuiește și sufletele noastre, cele rătăcite. Și ne învață a cânta cu tine lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Fără de sfârșit, bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Puțină rugăciune ca să ne izbăvești pe noi de chinul cel de veci. Ca să ne izbăvești de chinul cel de veci cu rugăciunile tale, ierarhie prealăudate, și ne vrednicește veșnicie împărății ca din prână cu tine să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Domnului să ne rugăm! Și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâncevile ce le lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri, de robie, de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte gravnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucru suntem într-un tuneric cu păcatelor.
și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic, ca prin sorirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amen. Înțelepciune.